Explozie în județul Suceava. Doi oameni au fost răniți grav în urma unei deflagrații produse la o conductă de gaz din zona centurii de ocolire a municipiului Rădăuți. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar și o ambulanță smurt pentru a acorda îngrijiri medicale răniților. Ulterior, cei doi au fost transportați la spital. Una dintre victime a fost internată în secția de terapie intensivă.